îmbrăcă-l ca o masă, un dinel de mare clasă și mere cernapa poarea să distrez distinsa sală. Vai, vai, ce plictiseală! Bătă-n fi sărbătoare, aranjat o mormântare, aranjat o mormântare, ți-a aranjat și o vedere. Vai de mine, ce plăcere! Să nu plic de capă, ce va da? Bambărio, bambărio, bambări, hei, hei, cine ne-ar permite orice nebunii când ai o mică cruciadă, o escapadă, bambări trăiască, bambări, când e o mică aventură, cine e dublură, bambări e viva, viva, bambări e viva, viva, bambări, ca se exerva. La bus în salonul mare, doctoriței, atențiunea, alte-i face transfuziunea. Și acum pulsul scade, scade, îi se face la iuțeală, respirația artificială. Să-l parcă a mișcat și-a revenit din țel, altfel ce m-aș face fără el, 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 el. Bambărio, bambărio, bambări, hei, hei, facem viață, dacă n-ar fi el. Bambărio, bambărio, bambări, hei, hei, cine ar permite orice nebunii când ai o mică cruciadă, o escapadă, bambări trăiască, bambări, când e o mică aventură, cine e dublură, bambări e viva, bambări e viva, viva, bambări, ca să-i observa. Ești altceva, ești o mică primăvară, un mic hoț și o comară. Dumneata ești altceva, dumneata, 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 ești altceva. Ba da. Yeah.
coppie di fiori. Amore, care frate.
n-am rămas cu tine. Visând ca așa va fi, visând la această zi. Eu chiar astăzi, după masă, din iubire am decis să mă botez. Să ce? Botez. Eu am reținut până și clerul, deci tocmea nu-mi cape și nici n-am să abandonez. Donez? Am că să nu crezi că te flatez, dar recunosc că nu mai pot să te suport. Eu în schimb te simpatizez, dar recunosc că te prefer ca frate mort. Dar oricât am dorit-o și oricât am repetat, e greu să facem asta și eu și dumneata. Te cred. Of course. Because un gentleman e tot un gentleman. El își păstrează toate prin ereditate, unii cristal de demnitate. Un gentleman rămâne un gentleman, chiar dacă are din două pahare un plus de antren. O escapadă nu-i voi să se vadă, chiar dacă în echilibrul ține doar bastonul, nu-și face de râs la zonul. Un gentleman must be a gentleman. El reprezintă o țară și trebuie să pară și den și monden. E poate snob, dar în lume acest renume. Gentleman, e un superman. Se schimbă.
Alături de noi în seara aceasta. Vrem să-i mulțumim personalului de la Teatrul Excelsior pentru ajutorul lui. Sperăm că v-a plăcut și că v-a simțit bine. Și, nu în ultimul rând, vrem să-i mulțumim unui om foarte important pentru noi, domnul Dirigu!